Bună dimineața! Uite că ne-a dat Dumnezeu sănătate să ne întâlnim la rândul 18. După ce ați făcut capetele, cum vi le-am arătat la rândurile 10-17, ne putem apuca de ultimele rânduri, mai precis, o să avem de acum înainte 6 rânduri încă de făcut, rotă. O să mă apuc din capătul ăsta, nu contează, nu are importanță. Și o să încep, vedeți că avem aici 4 V-uri întoarse sau chiar, dacă vă uitați din coace, avem 3 V-uri. Și ne apucăm de aici, din vârful ăsta al doilea, aici e un vârf, ăsta e al doilea. Și o să mă apuc de aici cu, așa, o să fac de pe dos, să iau așa frumos. O să vreau să iau și capătul de ață, să stai acolo stabil. Fac 3 ochiuri de lanț ca să mă ridic în rând. O să țină loc de picior mare, adică cu un jeteu. Și acum un ochi de lanț pentru model și un picior mare în următorul. În următorul vârf, iau și capătul ăsta de ață ca să se stabilizeze acolo. Așa, fac un picior mare, după care 2 ochiuri de lanț. Și acum trebuie să fac 5 picioare mari, împărțite astfel. 2 în spațiul ăsta, dintre picioarele mari. Un picior pe ăsta, cel din rândul anterior, așa, și 2 pe, aici dacă țineți minte, era, mi se pare, un picior mare în rândul anterior. Mai facem 2 pe ăsta, astea. Și acum, 3 ochiuri de lanț, așa, bun. Și mă duc, aici era rândul 16 cu niște ochiuri alunecate. Bun, iarăși facem în felul următor. 2 în spațiu, 2 picioare mari. Un picior mare pe ăsta, piciorul mare, sau în colțul acela, cum era în rândul anterior. Și acum mergem pe partea asta dreaptă și mai facem 2 picioare mari. Acum facem 2 ochiuri de lanț. Și suntem ceva de genul. Deci ăsta e drept, drept. Și acum suntem la rândul ăsta. Și voi face un picior unde se îmbină rândurile. Adică era rândul, ăsta era rândul penultimul și ăsta e rândul al treilea. Aici era punctul în care se îmbinau cele 2 rânduri. Fac un nod de lanț și mă duc aici unde se închideau cele 3 picioare mari împreună. 2 ochiuri de lanț. Mă duc mai jos aici și fac 5 picioare mari. Trei ochiuri de lanț. Acum suntem, tot mergem cu un rând mai jos. Acum o să fac 5 picioare mari, tot așa pe
piciorul din margine sau cele trei ochiuri de lanț din margine, depinde ce se nimerește. 2, 3, 4, 5. 2 ochiuri de lanț. Vedeți că aici am un colț. Eu o să fac aici un picior mare, un ochi de lanț și un picior mare în următorul colț. Da, suntem încă în continuare pe porțiunea aia croșetată separat. 2 ochiuri de lanț. Acum suntem, trebuie să coborâm la rândul unde s-a făcut rândul 10. Noroc că m-am uitat peste ce am editat. Deci aici trebuie să coborâm pentru cele 5 picioare mari care vin peste rândul 10. Două le fac în spațiu de pe laterală. 3 le fac peste picioarele din rândul 10. Astea lăsate în aer. Și acum cobor pe cerc. Suntem pe cerc. Și lucrez 2 picioare aici. Chiar cele care veneau pe cerc. 2 picioare mari în spațiu care urmează și un picior mare aici, pe piciorul ăsta singular. 2 ochiuri de lanț, avem aici un picior mare, un ochi de lanț, un picior mare. 2 ochiuri de lanț. Aici, pe primul picior, fac un picior mare, 2 picioare mari în spațiu, care urmează. Și 2 ăsta, cele care urmează. Bun. Acum suntem, de fapt, pe mijlocul de cerc. Fac 3 ochiuri de lanț. Și aici, în astea 2 picioare mari, voi face 2 picioare mari. Două în spațiu. Și unul peste cel din rândul anterior. 2 ochiuri de lanț, un picior mare peste cel care urmează. Dacă auziți sunete ciudate, e fiica mea care încearcă să intre cu premergătorul în bucătărie, dar e blocat. Blocator! Că e cuptorul pornit, dar... Na bun. Un ochi de lanț, un picior mare, 2 ochiuri de lanț și acum avem un picior mare pe ăsta cel singular, 2 ochiuri de lanț, în spațiu, 2 pe ăsta cel care urmează și uite că ne întâlnim cu rândul 10 din capătul celălalt și începem să facem oglinda. Ne facem odată 3 ochiuri de lanț și ne pornim chiar de aici de pe colț cum ar veni și lucrăm. Opa! Aici, cum mergem în oglindă, trebuie să avem mare grijă, că eu deja m-am greșit odată. Aici e rândul 10 și aici e partea care se îmbină ca să putem merge în cerc de aici încolo. Deci avem cele 5 picioare mari și mai fac 3 ochiuri de lanț. În partea asta, peste cele 3 picioare mari, fac 3 picioare mari. Și încă 2 picioare mari pe ăsta lateral asta. Am făcut cele 5 picioare mari, mai fac 2 ochiuri de lanț și exact pe aceeași laterală încă am aici un colț și aici trebuie să fac un picior mare. Aici m-am făcut greșită eu. Așa, un ochi de lanț și mai fac un picior mare în următorul colț.
și fac două ochiuri de lanț. Normal, suntem amul pe rândul 13, trebuie să lucrăm pe laterala aia 5 picioare mari. O să bag una și în colț. Dacă o ai putea, de nu, nu. De nu, bag în laterală. 3 ochiuri de lanț și trebuie să fim în marginea lui rândul 14 și facem iarăși 5 picioare mari. Așa, să-mi iau toate firele. 2 ochiuri de lanț. Și acum ne atașăm de locul unde s-au gătat cele 3 picioare mari din rândul anterior. Fac un picior mare, un nod de lanț și un picior mare în... Tot în rândul 15 era și piciorul ăsta mare. Singular, fac un picior mare. 2 ochiuri de lanț. Acum ajungem însă și la zigzaguri. Se pare că am făcut bine acum. Și la spațiul ăsta de zigzaguri, din câte văd, voi face 2 picioare mari în afară de piciorul ăla, un picior peste două pe lângă. Trei ochiuri de lanț. Trei, așa. Și ne urcăm pe rândul 17. Și iarăși egal distribuite. Două pe laterală. Unul peste V-ul ăsta. Două la stânga. Așa. 2 ochiuri de lanț și avem vârfurile astea. Voi face un picior mare în vârful ăsta din centru, cum ar veni, un nod de lanț. Iau și vârful ăsta alalt, tot cu un picior mare, 2 ochiuri de lanț și începe modelul să se repete. Două picioare mari la dreapta, unul la mijloc, două la stânga și să repetă modelul. Cred că la rândul ăsta îi fac clip separat pentru că durează foarte mult și o să mă mănânce la editare. Și ăsta ar fi rândul 18. Bineînțeles, dacă mai avem vreme, mai filmăm și mai edităm și mai postăm pe ziua de azi. Ok?